dimineața, guys. Uitați, ne pregătim de filmare și avem de cărat asta, geanta aia, nu știu dacă vedeți, ghiozdanul, în fine. Avem foarte, foarte multe de cărat. Așa, asta o să fie o zi foarte, foarte lungă cu cei de la Leonida, o să filmăm niște chestii super drăguțe. O să vedeți acolo. Acasă. Am pus o parte din echipament la loc. Yogi, de fapt, stați că cel mai bine mă duc dincolo. Nici nu sunt pur și simplu terminată de somn, obosită. Nu mai sunt în stare de absolut nimic. Nu mai pot, nu mai nimic. A fost o zi foarte plină, după cum am văzut, deci asta am făcut toată ziua, de la 10 dimineața până la 6 seara. Am filmat în continuu, nu am avut pauză, singura pauză a fost să bem un pahar de apă. Și să mergem la baie. Nu am mâncat nimic, adică în afară de ciocolată ce mai gustam pe acolo, așa cumva de foame. N-am mâncat mai nimic. Sunt foarte obosită, foarte, foarte obosită. A comandat Alex de mâncare, a comandat niște... Știind că o să vin cumva destul de înfometată și cu ciocolată și chestii grele pentru stomac, așa care nu-mi prind foarte bine. A comandat ceva mai fresh, a comandat... cum se numește? Hummus, tabule... falafel, chiar simt nevoia de ceva așa acrișor, care cumva să-mi taie greața, acrișor și fresh. Și cred că o să țin așa o cură din asta de câteva zile de mâncare super fresh și numai, în principiu, numai legume. Pentru că, nu știu, bine, am și mâncat de la Five Guys în Londra, adică am avut așa niște cheat days mai, care nu... Pur și simplu simt nevoie de o pauză de mâncare fresh, sănătoasă, salate, adică nu știu, simt nevoia de pauză de la mâncare gătită, simt nevoia de prospături, de chestii acrișoare, nici măcar fructe. Bine, în momentul ăsta, când mă gândesc la ideea de dulce, îmi vine ciocolata în cap și sunt gen nu. Și vreau să fac o chestie interesantă, vreau să renunț la zahăr complet pentru 30 de zile. Asta însemnând și carbo, însemnând fructe, nu vorbim de zahăr adăugat în ceva, pentru că vreau să fac un detox de zahăr în organism, ca apoi să-l introduc ușor-ușor strict prin carbohidrat și prin fructe și atât. Vreau să renunț complet la ideea de zahăr adăugat. Vreau să-mi iau zahărul strict din fructe, din legume, ții prea puțin, hai să zicem sfecla, din fructe și din carbohidrați. Și în rest, nu. Așa că o să încerc de mâine să intru în această cură, ca să zic așa, de detoxifiere a organismului. Pentru că asta simt nevoia să fac, adică simt nevoia să curăț organismul și nu mai vreau, mai că nu știu, îmi simt, pur și simplu îmi simt organismul îngreunat. Asta e chestia. Da, mâine mergem să ne filmăm, nici nu mai pot să gândesc. Deci acum am dat seama că nici nu mai pot să gândesc. Mâine mergem să ne vopsim, adică eu să mă vopsesc. Abia aștept.
Deși îmi dau seama așa când mă uit la părul meu că nu-mi displace și cu rădăcine și mai ales când e așa mai messy și îl prind și astea, mi se pare chiar cooliș cu rădăcină. Vreau să scot niște poze de pe mine, m-am dus acum aminte. Să scot niște poze pentru că... Da, pentru că vreau să pun niște clip, niște poze pe Instagram, că n-am pozat nimic toată ziua, n-am pus nimic toată ziua, asta așa gen muci. Și mâine ne-ați mergem la sală. În orice caz, vreau să vă zic noapte bună de pe acum, pentru că știu că sunt terminată și nu o să mai fiu în stare să fac mai nimic. Și ce să zic, ne vedem mâine cu un nou vlog. Hopefully reușesc să dorm destul de devreme astăzi și să fiu mâine ceva mai odihnită și să fiu eu așa mai ok.